Vă aducem veștile la zi. Dimineți împreună. A asculta cu urechea inimii este titlul mesajului Papei Francisc pentru Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale de anul acesta, publicat de Sala de Presă a Sfântului Scaun la 24 ianuarie 2022, în comemorarea liturgică a Sfântului Francisc de Sal, episcop și învățător al Bisericii, proclamat patronul presei catolice. Înființată în 1967 de Sfântul Paul al VI-lea, Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale a ajuns anul acesta la cea de-a 56-a ediție anuală. Stabilită pentru duminica precedentă solemnității Rusaliilor, Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale cade anul acesta în 29 mai, așadar duminica aceasta, după cum citim într-un articol publicat de redacția în limba română de la Vatican News. Ne dorim și noi să înțelegem mai bine ce înseamnă a asculta cu urechea inimii, un îndemn pe care Papa Francisc îl adresează nu doar lucrătorilor în comunicațiile sociale, dar tuturor celor care, într-o formă sau alta, comunică, așadar nouă tuturor, și ne dorim să facem acest lucru împreună cu invitatul nostru. Mă bucur să-l salut alături de noi prin telefon pe preasfințitul Claudiu Lucian Pop, episcop greco-catolic de Cluj-Ghiera și președintele Comisiei pentru Comunicații Sociale a Conferinței Episcopilor din România. Hristos a înviat, bine ne reauzim la RCS FM și Angelus TV. Adevărat a înviat, vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi pentru prezența în emisiune. Iată, facem cumva un pas înainte după mesajul pe care Papa Francis ni l-a încredințat anul trecut, un mesaj care avea la bază verbele a merge și a vedea, a întâlni oamenii acolo unde sunt. Acum Sfântul Părinte cumva ne spune că după ce i-am întâlnit sau odată ce îi întâlnim, avem nevoie să îi ascultăm. De ce ascultarea într-un mesaj care ne vorbește despre comunicare, preasfințite? Papa Francis cred că este deja cunoscut de noi toți prin faptul că atinge puncte sensibile și concrete din lumea în care trăim. Discursurile Papei Francis nu sunt generale, nu sunt teoretice, ci sunt ancorate în realitatea noastră, în cea de astăzi. Suntem în 2022, într-o lume în care comunicațiile sunt dezlănțuite, și Papa Francisc se ancorează în realitatea noastră, dar făcând referință întotdeauna la patrimoniul bisericii, la patrimoniul spiritual, la patrimoniul scripturistic. Și cred că mesajul de acest an, rezumat în aceste cuvinte, asculta cu urechile inimii, este grăitor pentru noi, fiindcă riscăm, de exemplu, în zona aceasta a comunicațiilor, dar nu doar în cea a comunicațiilor, să fim foarte tehnici, să fim foarte buni, să fim performanți. Dar există această parte tehnică, care este un suport foarte bun, dar depinde cu ce o umplem. Ce punem peste partea aceasta tehnică? La ora actuală, toată lumea comunică cu toată lumea. Nu e nevoie să fii într-o redacție importantă, n-ai nevoie de acces în studiourile de televiziune, ai nevoie de un telefon sau de un computer și de multă imaginație. Și devii un fel de lider, un personaj în lumea comunicațiilor. Asta e foarte bine. Pe de altă parte, acest îndemn al Papei Francis de a asculta cu inima ne invită să facem referință nu doar la această parte tehnică de care suntem cu toții capabili mai mult sau mai puțin astăzi, dar și la ceea ce punem în această structură pe care o avem la dispoziție. E cumva același lucru dacă ne gândim la capacitățile noastre personale, fără niciun instrument. Cu toții suntem capabili să vorbim, dar dincolo de ceea ce vorbim, dacă ne gândim, de exemplu, la scrisoarea Sfântului Iacob, vedem că Sfântul Iacob face o selecție și un discernământ foarte clar apropo de faptul că putem transmite ceva, că putem vorbi, că avem o limbă pentru a o folosi
dar că, pe de altă parte, putem binecuvânta sau putem blestema cu aceeași gură, cu aceeași limbă și noi, aceeași, putem să o folosim într-un fel sau altul. Comunicațiile sunt un fel de extensie, comunicațiile în sensul tehnic de astăzi sunt un fel de extensie a capacității noastre, ne permit să mergem mult mai departe decât ne-ar permite vocea noastră. Dar situația nu se schimbă. E aceeași provocare că vorbim unei persoane sau unui grup de persoane și suntem față în față, sau că suntem la mii de kilometri distanță, dar transmitem ceva, provocarea e aceeași. Ce vrem să transmitem și mai ales cum ascultăm pe cei cărora le vorbim. Fiindcă niciodată comunicarea nu presupune doar o transmisie doar într-o direcție. Nu putem să pretindem că vorbim fără să ascultăm. Și, din păcate, Papa Francisc, adică din fericire, dar din păcate pentru situația noastră, Papa Francisc atinge o problemă extrem de concretă din lumea de astăzi. Toată lumea comunică, toată lumea transmite, dar nu prea mai ascultăm. Și dacă ascultăm, ascultăm tot tehnic de multe ori, și Papa Francisc ne invită să facem apel la inimă. Acum, sigur că am avea nevoie de mult timp ca să analizăm ceea ce înseamnă inima în lumea biblică, în lumea părinților biserici, în literatura spirituală, cea orientală, care ne vorbește deja de o rugăciune a inimii, dar și cea occidentală, fiindcă cu Sfânta Maria Margareta la Coc avem această minunată revelație a inimii lui Iisus, a preasfintei inimii lui Iisus. Și vedem că, dincolo de faptul că noi gândim inima ca și un organ de multe ori al corpului nostru, această percepție spirituală a lucrurilor ne vorbește într-un mod simbolic și chiar dacă nu percepem până la capăt importanța sau amploarea zonei spirituale a inimii, înțelegem că e ceva ce vorbește despre un fundament al vieții noastre spirituale. Nu suntem doar ceea ce se vede, ci suntem și ceea ce se percepe cu ochii spiritului. Vorbind despre ascultare și vorbind despre ascultarea cu inima, cumva ne gândim și vedem în mesajul Sfântului Părinte faptul că încă din paginile biblice învățăm că ascultarea ne vorbește despre acel raport dialogic cu Dumnezeu. De ce ascultarea cu inima, mai ales astăzi, când, așa cum spuneați mai devreme, vorbim, dar riscăm să nu mai ascultăm? În același timp știm, pentru cei care au studiat comunicarea, că atunci când nu există un receptor, de fapt nu mai este comunicare, pentru că acel mesaj nu ajunge nicăieri. Cum să redescoprim așadar acest sens al ascultării din acest punct de vedere? Eu cred că trebuie să învățăm să pierdem timp, fiindcă nouă ni se pare astăzi că suntem într-o lume în care trebuie să câștigăm cât mai mult, să acoperim cât mai mult. Dar de multe ori, foarte probabil, faptul de a sta de vorbă, fără o miză, nu știu, economică sau fără o altă miză cu cineva, ni se pare câteodată și chiar fără să o spunem sau să o definim exact, ni se pare o pierdere de timp. De exemplu, nu știu câți oameni ar fi dispuși să stea cu o persoană în vârstă care nu are neapărat ceva de transmis în sensul în care lumea de astăzi gândește comunicarea, câți ar fi dispuși să piardă, între ghilimele, o oră cu o persoană în vârstă, doar să stea lângă ea, doar să o asculte cu inima. Chiar dacă persoana nu poate vorbi sau nu mai reușește să se exprime, dar să o asculte ținându-i mâna, de exemplu. Sunt convins că în lumea de astăzi, în cele mai multe cazuri, asta pare o pierdere de timp și de aceea lumea nu prea e interesată de această zonă. Sfântul Părinte ne invită și în textul extrem de dens al Papei Francis, cu această ocazie, vedem acel citat care ne spune că lumea de astăzi e însetată de a fi ascultată, are nevoie de această ascultare. Și mi-a venit în minte, citind textul, ceea ce spunea fratele Mihai din Prilog. Cred că v-am mai vorbit, poate chiar în discuțiile pe care le-am avut despre fratele Mihai din Prilog, un călugăr bazilitan,
cauza lui de beatificare este la ora actuală la Roma și el spunea, l-a întrebat cineva odată cum să-și găsească un bun confesor, un bun director spiritual, un bun părinte spiritual. Și fratele Mihai i-a spus, un bun confesor trebuie să te poată asculta ore în șir, fără să te întrerupă. Și a făcut o pauză și a zâmbit și a zis, dacă nu ore în șir, măcar 15 minute. Să asculte, fără să te întrerupă. Este mare ispita să intervenim în continuu. Ca și cum am spune, da, noi știm deja, știu ce spui, bineînțeles că ceea ce spui eu deja am trăit și așa mai departe. Dar nu ne dăm seama că, de fapt, nu ascultăm cu inima în felul acesta, ci cumva încercăm să blocăm comunicarea. Oprim persoana care vorbește. Mi-a venit în minte, de asemenea, un alt exemplu pe care îl făcea o faimoasă psihiatră americană care lucra cu copii în fază terminală. Și ea încerca într-un limbaj simbolic să decripteze ceea ce copiii spuneau. Și la un moment dat vorbea cu o fetiță care era pe ultima fază, cu un cancer abdominal extins și a văzut-o foarte tristă. Și medicul a întrebat-o, de ce ești tristă? Și a zis, fiindcă nu mă ascultă nimeni, nu mă ascultă nici părinții mei. Și i-a zis, cum poți să spui că nu te ascultă, că sunt lângă tine tot timpul. Dar zice, eu încerc să le spun că știu cât de gravă e boala mea și ei îmi răspund, stai liniștit, o să fie bine. Și în felul acesta eu înțeleg că n-am voie să vorbesc, că nu vor să comunice cu adevărat cu mine, că opresc comunicarea. Și dacă un copil percepe acest lucru și îl exprimă, atât de simplu, dar și atât de tragic cumva, cum e cu adulții, cum e cu persoanele care deja pot elabora mai bine anumite lucruri. De cele mai multe ori facem și noi la fel. Oprim persoana să vorbească, ori fiindcă nu avem timp, ori fiindcă ni se pare că noi știm deja, că am trecut prin asta, că am trăit asta și așa mai departe. Și atunci Papa Francis ne invită să ascultăm cu urechile inimii. Și asta ne privește în mod direct pe noi, cei care în biserică, episcop, preot sau radio catolic, televiziune catolică și așa mai departe. Tot ceea ce este comunicare în biserică ar trebui să fie, să exceleze în această ascultare cu urechile inimii. Fiindcă aici e vorba de ceea ce transmitem. Sigur că avem și noi mijloacele celorlalți, poate nu la același nivel de perfecțiune, mijloacele tehnice ale lumii laice. Dar pentru noi diferența o face tocmai această inimă care e prezentă în comunicare. Că vorbim sau că ascultăm, trebuie să o facem prin intermediul inimii și inima percepută ca și centru spiritual al omului. Locul în care Dumnezeu se odihnește, în care dăm spațiul lui Dumnezeu și aproape lui și așa mai departe. Dar de aceea mi se pare că este extrem, extrem de important pentru lumea în care trăim și problemele lumii de astăzi, această ascultare la care ne invită Papa Francisc. Ascultare despre care Papa Francis spune că este o dimensiune a iubirii chiar, vorbea despre faptul că nu mai avem răbdare să ascultăm, că deja știm răspunsul sau de fapt nici nu ne interesează răspunsul, că atunci când poate spunem acea întrebare, nu ce faci, dar de fapt nu așteptăm un răspuns chiar elaborat, ci efectiv un bine sau un mai puțin bine din partea celuilalt. De ce această lipsă de răbdare sau de fapt ce a dus la această lipsă de răbdare în a-i asculta pe ceilalți? Eu cred că trebuie să situăm problema în cadrul unei lupte spirituale pe care creștinul o trăiește în fiecare clipă. Și această categoria luptei spirituale am uitat-o de multe ori. Dar în lumea în care trăim, noi trebuie să dăm o mărturie. Și știți bine că și ideea de martir vine de la mărturie, de la a fi o mărturie în lumea de astăzi. Dacă vrem să fim o mărturie în lumea de astăzi, de exemplu, ascultând îndemnul Papei Francis și încercând tot mai mult să ascultăm cu urechile inimii, suntem împotriva curentului. Și asta înseamnă să ne asumăm acest lucru, fiindcă lumea de astăzi nu merge în această direcție.
Lumea de astăzi vrea eficiență, rapiditate, acum și aici, acum când vreau eu și așa mai departe. Totul se poate comanda printr-un telefon sau aproape totul și nu mai există acea disponibilitate, nu mai există ideea de răbdare, de așteptare, de un ritm al omului și un ritm al lui Dumnezeu. Și creștinii de astăzi trebuie să intre într-o luptă, într-un fel, și cu ei înșiși, pentru a se autodisciplina. Cei care încearcă să trăiască ca și creștini personal sau într-o familie, simt acest lucru. O familie care încearcă să fie o familie creștină astăzi trebuie să facă eforturi mari pentru a rămâne o familie creștină în lumea în care trăim. Și de aceea și această ascultare cu inima înseamnă o luptă, fiindcă e foarte mare ispita și de aceea noi trebuie să luptăm în fiecare zi. Cumva botezul nostru, cel pe care l-am primit când eram mici, mare parte dintre noi, trebuie să fie trăit în fiecare clipă, în fiecare zi. Noi când ne ridicăm din pat, începem lupta noastră, spunem da lui Dumnezeu și nu celui rău și lumii în care trăim. Dar asta, bineînțeles, o putem face verbal, dar în același timp ține și de alegerile noastre. Fiecare alegere de-a lungul zilei, cât de măruntă poate părea ea, este pentru Dumnezeu sau pentru lumea în care trăim. De aceea părinții deșertului începeau discernământul, de exemplu, și cu un gând, întrebându-l așa cum ar întreba o persoană: de unde vii? Cine te-a trimis? Ce vrei de la mine? Unde vrei să mă împingi? Și dacă cu un gând putem face așa, bineînțeles, o putem face și cu un gest, cu o tendință, cu o dorință pe care o avem. Dar într-un fel sau altul, când suntem conștienți sau nu, oricum facem acest lucru și oricum alegem pentru Dumnezeu sau pentru lumea în care trăim. Și din acest punct de vedere, asculta cu inima, intră, cu urechile inimii, intră în această logică spirituală. De exemplu, dacă am 1001 de lucruri de făcut într-o zi, pot alege să ascult pe cineva, să ascult cu inima, nu să-l ascult fiindcă sunt la un ghișeu și trebuie să-i furnizez o informație, ci să-l ascult ca persoană, ca și fiul al lui Dumnezeu, ca și fiica lui Dumnezeu, să-l ascult știind că sunt în comuniune nu doar cu persoana din fața mea, ci cu Hristos prezent în această persoană. Și doar punând sau doar construind tot ansamblul spiritual, reușim să intrăm într-o astfel de logică. Fiindcă dacă nu, dacă e doar un efort de voință momentan și limitat la a asculta cu urechile inimii, vom reuși poate o zi, două, trei. Dar dacă nu avem întreg ansamblu spiritual, dacă nu avem rugăciunea care ne învață cu adevărat ce înseamnă să ascultăm cu inima, gândiți-vă că noi îi cerem lui Dumnezeu, îi cerem Maicii Sfinte, le cerem Sfinților ajutorul, dar trebuie să stăm și să ascultăm cu mare atenție și cu inima cu adevărat pentru a auzi răspunsul Domnului. Ori dacă avem această practică cu Dumnezeu și știm că Dumnezeu răspunde chiar dacă nu auzim cu urechile noastre, ci cu urechile inimii, dacă percepem, dacă simțim, dacă avem acest gust al prezenței lui Dumnezeu și avem experiența acestui gust, atunci vom face același lucru și cu oamenii de lângă noi. Dacă, în schimb, nu avem întreg edificiul spiritual al vieții noastre clădit în felul acesta, va fi foarte, foarte dificil, fiindcă va fi doar un efort de voință care va ține o vreme. De aceea mă gândesc că noi, cei care transmitem, comunicăm în biserică, avem mare nevoie să ne fundamentăm misiunea noastră pe rugăciune, pe credință, pe experiența lui Dumnezeu. De aici ne vine această ascultare cu urechile inimii. Ori dacă nu avem aici, va fi aproape imposibil să avem cu oamenii din jurul nostru. Papa Francisc atrage atenția și asupra opusului unei bune ascultări, nu doar atunci când nu ascultăm cu inima, dar dă și exemple concrete atunci când tragem cu urechea sau atunci când ne vorbim pe la spate. Cum să luptăm împotriva acestor ispite? Păi, m-am amuzat cumva și văzând toată gama de expresii pe care o avem: a asculta, a trage cu urechea, a pleca urechea, a-și închide urechile.
Și cred că e suficient să ne gândim la toată această gamă pe care o avem și pe care o folosim de multe ori. Deci cumva știm despre ce e vorba. Papa Francisc ne dezvăluie câte ceva, dar experiența o avem cu toții. Știm cu toții ce înseamnă să asculți sau să-ți intre pe ureche și să-ți iasă pe cealaltă, din nou expresie care face referință la un fals uz al comunicării și al ascultării și așa mai departe. Știm cu toții ce înseamnă să tragi cu urechea, ceea ce înseamnă de fapt, într-un fel sau altul, cam toată această gamă de expresii înseamnă de fapt o manipulare a comunicației, o manipulare a celuilalt. Fiindcă luăm doar o parte de care avem nevoie, care ne convine, pe care o putem folosi și cumva distrugem misterul persoanei. Abuzurile de putere de care vorbește Papa Francisc se pot aplica la toată sfera relațiilor umane. Și asta a comunicării și ascultării e una dintre sfere în care abuzăm, facem un abuz de putere asupra celuilalt. De ce? Fiindcă putem. Fiindcă suntem într-o poziție, fiindcă putem noi vorbi și ceilalți nu reușesc în aceeași măsură și așa mai departe. Suntem fiecare dintre noi într-o situație și într-o poziție în care avem tot timpul posibilitatea să abuzăm de ceilalți. Sigur, Papa Francisc vorbește de abuz de putere în sensul larg al cuvântului și apropo de lucruri grave și apropo de lucruri aparent banale, dar care se pot revela la fel de grave. De exemplu, această zonă a ascultării. Dacă nu suntem atenți la nevoile celuilalt, dacă de fapt nu-l ascultăm cu adevărat, dacă nu suntem cu adevărat prezenți în viața lui, păi hai să ne gândim la judecata de apoi pe care o vedem în Sfânta Scriptură. La ce se rezumă? La lucruri foarte, foarte simple. Nu avem un chestionar, nu avem de bifat căsuțe sau pagini și pagini de întrebări și răspunsuri, ci am fost flămând și mi-ați dat sau nu mi-ați dat să mănânc. Flămând de ce? Flămând de hrană, în primul rând, dar poate flămând și de afecțiune, poate flămând și de o vorbă bună sau însetat de o vorbă bună sau bolnav, uitat, părăsit, abandonat. Doamne, nu am om, spun bolnavii din Noul Testament. Și așa mai departe. Deci judecata de fapt se rezumă la exact aceste lucruri mărunte. Unde am fost sau n-am fost prezenți lângă cei de lângă noi. Și comunicarea în sensul tehnic, dar de fapt comuniunea ar fi termenul amplu care îl include și comunicarea. Și asta face parte din această foame a lumii de astăzi, această sete a lumii de astăzi. Câte persoane sunt singure? Cred că fiecare dintre noi avem experiențe și vedem cum se lărgește acest deșert al singurătății în lumea în care trăim. Atâția tineri plecați în afară și părinți, persoane în vârstă, bunici, rămași singuri acasă. E o nevoie a lumii în care trăim, a zilor noastre și biserica și noi, cei din comunicație, trebuie să răspundem acestei așteptări. Sigur că o faceți în mod atât de sublim, că e vorba de Erci sau de Radio Maria sau de Angelus TV sau de orice altă structură din cadrul bisericii și vorbesc doar de România. Sunteți atât de minunat prezenți lângă cei singuri, cei abandonați, cei care nu pot să vină la biserică, cei care sunt bolnavi într-un pat și cu siguranță aveți atâtea mărturii frumoase cum am avut ocazia și eu să ascult despre felul în care sunteți aproape de ei. Este un fel minunat de a fi prezent și de a folosi mijloacele de comunicare din ziua de astăzi. Dar e și o provocare, fiindcă în continuu putem îmbunătăți această ascultare cu urechile inimii și să încercăm să fim prezenți ținând cont de ceea ce omul are nevoie, de ceea ce oamenii din ziua de astăzi au nevoie, de ceea ce lumea de astăzi are nevoie.
Și tocmai pentru că este o provocare continuă, în încheiere aș dori să vă întreb ce propuneri ne putem lua noi în calitate de comunicatori, de jurnaliști, dar și noi în calitate de pelerini pe acest pământ, pentru că suntem comunicatori în viața de zi cu zi, astfel încât să fim mai buni ascultători, astfel încât să ascultăm și să ne exercităm în acest exercițiu al iubirii, da, ascultarea, al asculta pe celălalt, dar și al asculta pe Dumnezeu până la urmă. Cred că în primul rând trebuie să fim împreună, să comunicăm noi între noi, să existe o reală comuniune spirituală între noi toți. Tocmai de aceea și la un imbold venit din partea Sfântului Scaun, în seara aceasta, împreună cu Părintele Francisc Ungureanu, secretarul Conferinței Episcopilor din România, am organizat o întâlnire online cu toți operatorii media din România. L-avem ca invitat și pe Părintele Adrian Dancă de la Radio Vatican și exact în sensul în care mergea întrebarea dumneavoastră, încercăm să stăm împreună, să ne lăsăm luminați de Spiritul Sfânt pentru a vedea în ce fel putem pune cât mai concret în aplicare îndemnul Sfântului Părinte. Fiindcă e îndemnul Sfântului Părinte pentru biserica de astăzi, pentru mărirea lui Dumnezeu. Și atunci avem nevoie să fim împreună. Vorbim în vremurile acestea de sinodalitate. E nevoie să o exercităm, să o aplicăm zi de zi și în ceea ce ne privește. Și de aceea în seara aceasta la ora 19 va fi întâlnirea. Sper să fie prima dintr-o serie de întâlniri. De data aceasta e online. Sper să poată fi și fizic, să ne putem vedea și față la față toți împreună și să cerem de la Dumnezeu darul unității. E un dar extrem de important și o miză foarte mare. Nu e ușor să fim uniți, chiar dacă suntem în aparență. Adică nu suntem în aparență, pardon, suntem uniți, dar exact ca și botezul, trebuie să trăim această unitate zi de zi. Vreau să zic, când ziceam de aparență, că de fapt profesăm unitatea noastră, că e vorba de mass media sau de creștini, sau de creștini romano-catolici sau greco-catolici sau de alte confesiuni. Profesăm o credință în Hristos pe unitate, dar e nevoie să o trăim. Așa cum botezul nostru nu e suficient să-l profesăm cu buzele sau să-l manifestăm printr-o hârtie, printr-un certificat de botez, ci e nevoie să-l trăim zi de zi. Așa e darul lui Dumnezeu întotdeauna. Îl primim și trebuie să-l folosim. E nevoie să ne rugăm toți împreună pentru darul unității, fiindcă știți bine că numele celui rău este diavol, care înseamnă dezbinare. Și cea mai importantă luptă pe care o duce împotriva creștinilor este aceea de a încerca să-i dezbine. Iisus ne spune, vă vor recunoaște dacă vă iubiți unii pe alții. La rugăciunea dinaintea patimii se roagă cerând lui Dumnezeu ca toți să fim una. E nevoie să facem acest lucru, e nevoie să ne rugăm pentru asta, fiindcă depășește forțele noastre dacă o luăm doar uman, dacă încercăm doar să discutăm, dacă încercăm doar să vedem cine are dreptate, cine nu, cine... Asta e un discurs și e important, dar nu e ultimul cuvânt, nu e ultimul pas. Ultimul pas este acela al ascultării cu urechile inimii. Ultimul pas este acela de a încredința în rugăciune lui Dumnezeu, încercând să ascultăm răspunsul lui Dumnezeu tot cu urechile inimii. Sunt convins că o putem face, n-am absolut niciun dubiu, dar pentru asta trebuie să ne implicăm cu toții și să o luăm ca o misiune extrem de importantă pe care o avem. Suntem uniți, trebuie să o manifestăm. Îmi aduc aminte și de un imbold al Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Prea fericitul Părinte Lucian, cred că l-a întrebat la un moment dat, cu ani în urmă, ce ne invită, care este gândul pe care ni-l lasă. Și a zis, măi uniților, fiți uniți. Cam asta cred că ar fi nevoie, nu doar pentru Biserica Unită, pentru Biserica Catolică în România și pentru Biserica în general. Să fim uniți.
Așa este și să ne luăm această misiune în serios și să facem într-adevăr pași pe acest drum al unității, să mergem împreună, nu? A fost și mesajul, îndemnul și sloganul vizitei Papei Francisc în România. Marcăm imediat în zilele următoare 3 ani de la această vizită. Mulțumim mult, preasfințite, pentru aceste puncte de reflecție și nu doar atât, pentru tot ceea ce se face în câmpul mass media aici în România și într-adevăr să fie un drum al unității și toate aceste proiecte, până la urmă, care au același scop, să meargă împreună. Mulțumim mult și o duminică binecuvântată vă dorim încă de pe acum. Vă mulțumesc și eu și pentru invitație și pentru tot ceea ce faceți și sunt convins cu ajutorul Domnului vom împlini voia Lui. Așa să fie. Hristos a înviat, o zi binecuvântată. Adevărat a înviat. A fost alături de noi până în acest moment prin telefon preasfințitul Claudiu Lucian Pop, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla și președintele Comisiei pentru Comunicații Sociale a Conferinței Episcopilor din România. Viața spirituală a diecezei romano-catolice de Iași în imagini și sunet. Ercis Media.